Astăzi pregătim mușchi de porc la cuptor. Pentru aceasta avem nevoie de două bucăți de mușchiuleț, sare, piper, chiar puțin nevoie iute, ceapă în două feluri, ciuperci, unt și grăsime de raț, untură de raț. Dar înainte, mușchiulețul de porc a fost pus într-o marinadă care se face din sare. De exemplu, pentru un litru de apă se adaugă 4 linguri cu vârf de sare și eventual în acea marinadă se pune și sare, se pune și piper și foi de dafin. Sare, clar. Aceste două bucăți de mușchiuleț au stat în apă cu sare, în această marinadă, cam în jur de o oră jumătate, două. Lucrul acesta fragilizește puțin anumite părți de carne din porc care la cuptor se fac uscate. Și cam acesta este procedeul prin care ar trebui să iasă mai suculent. Urmează să tăiem și să pregătim legumele momentan. Mușchiul de porc o să-l tragem la tigaie cu grăsime de rață, 2 minute pe o parte, 2 minute pe alta. Apoi pregătim patul din legume în care adăugăm la fel sare, piper, sare și piper și puțin iute. Unt adăugăm în acest pat de legume pe tavă, punem mușchiulețul peste, îl adăugăm la cuptor. Să vedem ce iese. Am adăugat în tigaie o lingură de grăsime de rață. Am pus mușchiul în tigaie și îl ținem câte 2 minute pe fiecare parte, 2 minute, 2 minute și jumătate. Se ține la foc potrivit. Legumele au fost tăiate, le amestecăm, le așezăm în tavă, punem o bucățică de unt, punem și sare, punem și piper și puțină bordeia de poia de ardei iute și bucățile de carne. Cuptorul îl pregătim la 180 de grade Celsius. Pe afișaj și este ora, dar butonul este la 180. Tava este pregătită. Acum asezonăm cu sare, piper și puțin boia de ardei iute. Tava este pregătită. Punem totul la cuptor la 180 de grade între 20 și 25 de minute. Să vedem ce o să iasă. Cam așa arată friptura din mușchi de porc, dar în schimb am schimbat puțin strategia de coacere și după 20 de minute de ținut la 180 de grade am mai ținut încă 10, adică chiar 15 minute la 200 de grade și apoi am oprit cuptorul. Să vedem cum arată și tăiat. Așa arată tăiat. Este numai bun de mâncat. Așa arată și legumele. Se pot asocia cu un piure de cartofi la fix. Vă doresc poftă bună!